Salutare! Vă prezint un butuc de vise de vie, altoit anul trecut, în luna iulie, pe data de 6. Aș putea spune că a fost făcut altoirea cumva la limita timpului. Ar fi avut toate șansele să nu lemnifice până la intrarea în iarnă. Cu toate acestea, altoirea a fost un succes. Au fost două altoiri verde în verde, aici și aici. Am desfăcut benzile și le-am refăcut, pentru că mi-a fost teamă să nu cedeze. Deci altoire făcut anul trecut și iată, este plin de rod și a legat și bine. Așa, până aici, că aici începe alt butuc. Deci altoire făcut anul trecut, anul acesta are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 colzi. Dintre care două le-am pregătit deja pentru anul viitor. Le-am orizontalizat pe aceasta și aceasta. Dar am mai făcut ceva anul ăsta. Am hotărât să mai fac niște altoiri, tot cu baiconuri, aici în jos, pentru a coborâ cumva punctele de altoire. Mi se par ceva cam sus și am zis să le refac. Anul viitor voi merge cu acestea, dacă cumva nu lemnifică cele de jos. Dar dacă anul trecut au lemnificat cele făcute în luna iulie, în prima săptămână din iulie, de ce nu ar merge și acestea? Ca atare, concluzia este că altoirile pot fi făcute și în luna iulie, în prima decadă a lunii iulie, cu condiția ca toamna să fie una târzie, să intrăm mai târziu în iarnă. Asta e, prieteni, vă salut, să auzim de bine!